Salut, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou episod aici pe România Culture Cars. Numele meu este Bike cu Vlad Andrei și suntem prezenți la o nouă etapă din cadrul Romanian Radical Cup. Emoție, adrenalină, suspans și răsturnat de situație, toate vor fi incluse în acest vlog. Lupte sunt la clasa SR3 Cup, SR1 Cup și clasa Master. Va fi inclus aici în acest vlog. Vă voi lăsa linkul în descriere și de la Federația Română de Automobilism Sportiv acolo pe YouTube. Și haideți să-i dăm drumul la treabă. Let's go racing! Dacă n-ai grijă... Vă mulțumesc, să mai facem tot așa! Poziția secundă pentru Bogdan Pondo! Petru? Da, după atâta timp, Petru? Iar prima poziție la 14 ani și în cadrul cursei cu numărul 2 îi revine aceluiași remarcabil Luca Sabo! Haideți încă o dată cu aplauze pentru podiumul de la SR1 Cup, Luca Sabo, Bogdan Bondor și Vlad Raducanu! Bună, dragii mei, așadar, final de weekend și final de zi din cadrul Romanian Radical Cup. Scurt și la obiect, a fost o etapă plină de adrenalină, suspans și răsturnat de situație. Rezumat, e foarte greu să vă fac pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri, un cumul de factori s-a adunat pe traseu. Luptele au fost strânse la cele trei categorii, SR3, SR1 și S1500. Așadar, aveți ce să urmăriți pe vlog. Nu uitați că vă las în descriere și live-urile de la pagina Federației Române de Automobil Sportiv, de unde s-a transmis cu Paradical, Facebook sau YouTube, evident, o să verific eu, dar și link-urile de la competiție. Și pe la următoarea întâlnire cu lumea curselor și cu lumea Romanian Radical Cup, eu am fost Bike cu Vlad Andrei, țineți minte, strada nu e circuit și let's go racing! Iubiți mult motorsportul, atât pe două roți, cât și pe patru roți, pentru că merită din toate punctele de vedere. La revedere, pe curând!